Vă prezentăm în premieră absolută Viața și după viața lui Vlad Vodă Țepeș de Vasile Lupașc. În distribuție Mircea Albulescu, Marcel Iureș, Victor Ebenciuc, Irina Movilă, Mihai Mălai Mare, Mircea Rusu, Mihai din Vale, Ștefan Velniciuc, Eugen Cristea, Mihai Niculescu, Mircea Constantinescu. Regia artistică Vasile Manta. Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița. Povestea lui Vlad Vodă Basarab, cel căruia norodul i-au zis Țepeș, am simțit-o prăbălindu-se peste istoria noastră și a neamurilor din jur, mai înainte ca el să ia tronul de la Târgoviște. I-am ghicit greutatea ca de plumb și i-am văzut strălucirea colțuroasă de atunci, de la Edirne, când încă pruncuț a știut aduce, fără lacrimi, lanțurile turcului. Amarnic i-au mai scânteiat ochii ca două pietre limpezi de cremene și mare pârjol au știut să arunce peste toți cei ce i-au ieșit înainte. Pe turci i-au osândit la moarte și nu avea să-și mai schimbe gândul nici când. Iar pe noi ne-a căznit cu neîncrederea și scârba cuvenită unor slujnici netrebnici ce nu au știut a ține în pază pe voievodul lor și pe cei doi coconi ai lui. I-au luat atunci prinși prin vicleșug și ademenel pe Vlad Vodă bătrânul, pe Radu, frățiorul mai mic, și pe el, pe Vlăduț, copilul care, într-o clipită, s-a scuturat de credințele și de poveștile nevârstniciei și s-a prefăcut în voievod și în soldat. Apoi, povestea lui a prins a se înnoda cu suferință și curaj, cu de toate câte poate cuprinde soarta unui om și, mai ales, cu nădejde. Cu nădejde pentru Valahia și pentru copiii copiilor noștri din veac. Hai într-un ceas să luminează, fratele, tot că am bătut socot că ajungem și la zidurile de la Edirne, capitala sultanilor. Dacă nu, mai devreme, struim. Va trebui să stăm pitulați până se deschid porțile. După aia mergem în cetate și cătăm să scăpăm pe Vlad, coconul măriei sale. Oare ne mai cunoaște? Oare o fi vrednic să-l punem domn în Valahia? Ne mai întâi să scoatem noi din lanțurile turcului. După aia vom vedea. Dar uite că se vede Adrianopolul. Fii atent, de acum să vorbim numai în turcește. Dacă ne dibuiesc păgânii, am mierlit-o. Turcii nu ne-au uitat nici isprăvile, nici chipurile. Să stăm deoparte de gărzi și de soldați. Azi e zi de târg și e mai ușor să ne pierdem în mulțime. Mergem direct la Sache Hangiu. Încă ține hanul pe care l-a numit cu făloșenie Lumina Înțelepciunii. De bucate care lui și bazaconii ca acelea scornite de capul său se păhoc, nu mai găsești nicăieri. Sache a fost mereu cu noi. Sub masca lui de zădatec se ascunde un bun iscoditor. Avem noroc că sultanul nu a închis hanurile și tarabele creștinilor. Doar de la ei ia biruri. Hai să intrăm în cetate odată cu ceilalți negustori. Poftiți la hanul Lumina
înțelepciunii! Aici puteți mânca din cele mai minunate și nevăzute bucate! Pești cu patru picioare și păsări fără aripi! Minunății aduse de la capătul pământului! Poftiți la lumina înțelepciunii! Eu sunt Sake, cel mai luminat hangiu și bucătar! Până și broaștele cele urât cântătoare și îndulcesc glasul și slobozesc viersuri mângâietoare când duc vorba despre ciorbițele mele! Haideți la masă! Na. Auzi, bre, te văd valah de-al meu, așa că putem vorbi. Putem? Uite cum zic eu, turcii nu străi ca oameni, dar sorbiți de vrăjitorii lor. Au ei niște vraci care toată ziulica bat toba și se învârtesc pe loc ca titirezii. Ăștia iau mințile oamenilor cât ai zice pește. Te-ai prins? Bre, nu m-am prins. Nu m-am prins. Asta înseamnă că mi-ai parale pe bucatele astea sau nu? Bune, a? Că nu, a, bagă sub nas și ascultă. Asta fac. Ieri noapte, cum stam eu așa și mă gândeam, mata știi că nu am somn când e să rezolv câte o problemă de-asta, odată m-am luminat. A, e bolnav săraci. Nu ești prost? Da, cu n-ai nimerit. Cum nu? Nu. Sultanul turcilor, Mahomed, e la combre. Au ei așa niște bogății nemăsurate. Să știi că așa e. Am fost și eu la palat și am văzut cu ochii mei. Taci, bre, că tu nu știi. Cum să nu știi, domnule, eu știu. Taci. La ăștia, ci că sunt și oameni negri ca tăciunele și ca dâne care fluieră din buric. Ce să facă? Care fluieră de... Care dănțuiesc, bre! Dănțuiesc din buric, nu cântă! Bre, nu mă învăț, bre, taci, bre, din gură, taci din gură, că nu mă înveți dumneata. Cum să cânte din buric? Nu mă înveți matale pe mine, cum îți zic că așa e? Alea țuie buricul așa și scoate un sunet mlădiu ca muntenii noștri din frunză. Așa-l fearmă că ele pe sultan. Hai, Neasache, mai las-o bre moartă, că nu crezi. Matale, nu vrei să zici că ai greșit. Asta e, ce să mai... Hangiule, nu ai o daie pentru niște drumeți osteniți? Hai, lasă-mă în pace că am mușterii. Hai, lasă-mă. Aoleu, nu poate fi vocea cavalerului Stroie, pentru că el e plecat de ani de zile. Și altul cu voce sugrumată ca a lui încă n-am pomenit. Da, s-au văzut unele și mai și. În schimb, dacă s-au întors, nu puteau trage decât la mine. El trebuie să fie. Haideți, se mai găsește o daie, se mai găsește, hai. Haideți după mine. Struie, Ler, intrați cu alea, la fereală. Aici nu ne dibuiește nimeni. Doamne, Dumnezeule, mult m-am rugat pentru clipa asta. Adică ați venit să-l scăpați pe Vlăduț? Sau să-l prindeți pe Mihnea? Mihnea... De atunci, de la Băltei, n-am mai rostit numele trădătorului ăstuia. Cu el ne-am amestecat sângele în atâtea și atâtea lupte. De multe ori s-a dovedit a fi cel mai vrednic dintre noi. Așa e, domnule, că în Valahia, pe când vă fugăreau gărzile voievodului Dan, cavalerul Mihnea a trădat? Da, așa e, Sache, așa e. Când armia dăneștilor ne-a ajuns în câmpia Bălteniului, mai rămăsesem lângă vodă doar eu, Ler și Mihnea. Vode striga la noi că a ieșit din minți să scăpăm cu fuga, să-l lăsăm, că doar pe el îl voiau. Nimeni nu ar fi plecat. Vode ne poruncea și ne implora să ne scăpăm viețile și să avem grijă de Vlăduți. Am crezut atunci că ne-a sosit ceasul cel de pe urmă, dar ne era bine că eram împreună. L-era prins, a alergat, nici cai nu mai aveam. A alergat către oștenii de neștilor, încercând să-i oprească de unul singur. Ler, el e un viteaz ca aceea din povești. Turcii îi șoptesc înfricoșați numele. Deci Vodă l-a izbit cu mânerul paloșului în creștet și l-a urcat pe spinarea singurului cal rămas nou. Mihnea a pornit și el către hoarda lui Dan și a început a striga. Prin viscolul ăla blestemat nu-i mai auzeam vorbele. Apoi s-a mai uitat odată către noi și am plântat sabia în pieptul Vodă. Cum, domnule? Mihnea l-a omorât pe Vlad Vodă bătrânul? Da. Chiar el? Da. Mihnea, fratele. Mihnea, pentru care am fi sărit ciniat în orice clipă. Cerul s-a crăpat peste noi în bucăți grele și negroase, iar de atunci nu i-am mai rostit numele nici când.
Să știți că Mihnea s-a aciuiat pe aici, pe lângă pașa Omer. La început îl scuipau și îl bunceau ca pe neoameni. A răbdat răpănosul Ocara ca o vită în jug. Haide să nu mai vorbim de asta. Eu încă nu pot crede că fratele nostru Mihnea s-a pierdut așa. Da, da, am înțeles, domnule. Știu că doare, dar trebuie să mai aflați că acum Mihnea sau Ibrahim, după numele său turcit, da, da, a ajuns în mare cinste la pașă. Este omul lui de încredere, să vă feriți, să nu vă dibuiască. E bine că ne-ai spus. Acum fugi și adune ceva din bucatele tale vestite. Hai de mine și de mine. Ce voi aduce eu, nici în palatele de creștar nu găsiți. Mă întorc îndată. E om bun, Hangiu. E nebun delegat din orul. Nu știa ține paloșul sau a aruncat surița, dar s-ar băga dacă l-am lăsat în focul luptei într-o clipită. Da, și tot într-o clipită s-ar prăpădi. Deschide! Sunt eu, Mihnea! Deschide! Eu sar pe geam și îl înșfac pe Mihnea din spate. Când m-o-i simți la ușă, să deschis și intru cu el pe loc. Du-te, eu am grijă să nu vine nimeni din curte. Dar cum dracu fi ajuns să stai aici atâta acum? Ce cauți tu aici, bă, frate? Ce? Mină, ai venit să ne vinzi iar? Stroie, încă mă numești frate? Nu e rău. Nu te amăgi, a vorbit gura fără mine, trădătorule. Aș fi vrut să nu te mai văd niciodată. Acum fii atent, scăpare nu mai ai. Nu mă omoriți până nu vorbiți cu însoțitorul meu. Apoi puteți face tot ce vreți. Eu nu am să mișc un deget dacă hotărâți să mă prăpădiți. Domnilor, nu vărsați sânge nevinovat. Sânge de om bun. Oh, e Vlad! E prințul Vlad! Mâncare gata! Aolică, ce e aici? Mihnu, tu ești? Îți crăp capul cu tigaia, te spârtec! Dumnealui nu cumva o fi? Vlad! El e! Are ochii mari și limpezi ca tătunesul. E puternic așa cum trebuie să fie un voievod și parcă tot trupul lui știe a porunci. Nu vezi? Și lumina curge în odaie după cum stă el. Sache, pleacă și fereacă odaia. Am zburat! Dacă e ceva, sunt și eu! Stați liniștiți! Se trăiești, măria ta. Ridicați-vă, domnilor, nu avem timp de ceremonii. Peste un ceas să fiți pe drumul care urcă spre Beroe și mai apoi în sus către Dunăre. Avem multe de vorbit. Ai, Mihnea? Da, da, mai. De asta ce mai zici, fratele? Mihnea și Vlad nu păreau să se dușmănească. Da, oare ce să însemne așa minune? Fiul să stea de-a dreapta ucigașului părintelui său? Ia hai să mergem și noi. Domnilor, înțeleg că nu mai e timp să mâncați. Da. Uite, v-am pus în desăgile astea două câte ceva pentru drum. Auziți? Să-mi trimiteți veste! Fratele, uite acolo, în față! Hai să grăbim să-i ajungem! Da, văd că nu ne așteaptă. Ce-o fi cu galopul ăsta îndrăcit? Trebuie să fie oare o capcană? Parcă nu vine să cred! Despre cum a crescut Vlad nu știm nimic, cât despre Mihnea. Nu suntem lămuriți nici atât. Aha, ține mâna pe sabie. Mihnea! Prințe Vlad! Opriți să vorbim! Nu e timp, Neleștroie. Din clipă în clipă trebuie să auzim alarma la garnizoana din Edirne. Și atunci e bine să fim departe. Hai! Au fugit barașii! Alarmă! E pașa Omer, odihnească-se în pace! Am pus destul drum între noi și Edirne. Se cade, fraților, să intrăm în crângul de acolo și să ne sfătuim. De mâine, da. Avem tare multe întrebări, prințe Vlad. Hai, să descălecăm. Așa, am să vorbesc eu în numele lui Mihnea, pe care atâta l-am poneglit în toți anii ăștia. Mânia ta, mai bine ne-ai spune cum se face că ați știut că venim și cum se face că ați fugit din cetate. Răbdare, Stroie, ajungem și acolo. Pe când mă aflam în temnița turcului în Anatolia, m-a ajuns vestea despre moartea tatii și trădarea cea grea. Apoi am auzit că Mihnea s-a turcit și trăiește pe lângă pașa Omer, că s-a calicit și primește batjocura păgânilor care îl țin de slugă. După 4 ani crescuse în ochii lor și devenise omul de încredere al lui Omer. Omer pașa? Da. Cel care, după câte am priceput de la voi, tocmai a dat ordu popii? El.
Mihnea a venit în temnița mea să-mi vorbească. De cum l-am văzut, i-am jurat că primul lucru pe care îl voi face, odată scăpat din lanțuri, va fi să-i tai capul. Și ai încercat chiar atunci, noroc că era încă înlănțuit. Apoi Mihnea mi-a citit scrisoarele posatului voievod. Așa m-a convins să ies la instrucția militară zilnică, apoi m-a convins să învăț limba dușmanilor pentru a-i putea înțelege, pentru a le afla slăbiciunile. A, strajnic asta! Păi, da, Pomer Pașa, cum l-ați blagoslovit? E, azi dimineață Mihnea a adus temnicerilor un ordin semnat de Omer, prin care mi se cerea să vin la palat însoțit doar de Ibrahim, noul nume al turcitului Mihnea, înțelegi? Așa, da. Acum cred că pe Omer l-au găsit mort, iar pe noi nu o să ne mai găsească în veci. Mult ai mai îndurat, frate Mihnea. Și voi ați fi făcut la fel. Din scrisoarea postatului meu, părinte, am aflat cum s-a petrecut totul și tot de acolo am aflat că Mihnea ne e frate, nu dușman. Și că a îndurat ca un sfânt pentru noi. Ia uite scrisoare. Citește, frateler. Vlad, soarta a făcut ca tu și Radu să rămâneți chezășie la turci. Dacă nu ați fi plecat voi, turcii ar fi venit iarăși cu război aici și ar fi pierit mii de alți copii. Nu aveam voie să fac altfel. Scrisoarea asta ți-o va aduce cavalerul Mihnea. Să crezi tot ce-ți spune el. Boierii cei mari au trădat din nou și nu cred să mai scap cu viață. Pe Stroie, Marcu și Ler am să încerc să-i fac să scape. Lui Mihnea i-am poruncit să se prefacă trădător și să ia legătura cu Dăneștii, iar atunci când va sosi clipa, să mă omoare cu mâna lui. Altfel nu îl va crede nimeni. Doar așa va putea merge la turci și să te găsească, să-l primești lângă tine și să-l cinstești ca pe un frate mai mare. Nu încerca să ne răzbuni, tu să faci din Valahia o țară mândră și liberă cu adevărat, așa cum a lăsat-o bunicul tău, voievodul Mircea Bătrânul. Asta să fie răzbunarea ta. Dumnezeu să te aibă în pază. Ai să ne iezi vreodată, frate Mihnea? Așa i-am jurat lui Vlad Vodă Bătrânul, așa am făcut. Pentru el și pentru țară. Mihnea v-a iertat și vă iubește la fel ca înainte. Acum mergem la voievodul Corvin să-i cerem armie pentru a lua tronul de la Târgoviște. I-a jurat tatei să mă ajute așa cum l-am ajutat și noi pe el. Da. Așa e, și la vederea unei armii numeroase aduse de la Corvin, Vladislav, voievodul de acum al Valahiei, nu va lupta. Se va bejeni unde va vedea cu ochii, iar noi nu-l vom fugări. În felul ăsta nu va curge sânge creștinesc. Da, înainte să plecăm, doamne, mai este ceva ce trebuie să afli. Nici tu, nici mine nu știți că ați fost departe. Și noi am aflat abia târziu. Ce v-ați înnegurat așa, fraților? Ce este? Oștile aduse de Vladislav, când au murit Maria sa Vlad și fratele tău, Mircea, nu erau doar ale lui. Și nici ale lui Albu din Craiova. Iancu Corvin a poruncit și a trimis oști pentru a-l înlătura pe tatăl tău. Ei, nu-mi spune de trădare, nene Stroie. Nu-mi spune de trădare. Încă mai cred în oameni și în cinstea lor. Vlade... Acum merg în Transilvania la Corvin. Până într-un an voi fi domnul Valahiei, așa cum e drept. Până în 5 ani, Valahia va fi izbăvită de turc, de umilință, de sărăcie, de hoție și de trădare. Să nu ne pripim, Vlade, să judecăm și când o fi timpul. Timpurile vin și trec, Stroie. Acum au să vină și au să curgă așa cum voiesc eu. Da, mai întâi să vedem cine ni-i prieten și cine dușman. Domnilor, vremea poveștilor s-a stins. Au început vremurile fiarei. Astăzi eu, Vlad Basarab al Valahiei, am stârnit războiul împotriva tuturor dușmanilor. Dacă rămâneți cu mine, o să vă supuneți până la ultima suflare, oricât ar fi de grele slujbele ce am să vi le dau. Aveți timp de gândire până la Dunăre. Ai aici sabia și sufletul meu, Doamne.
Sebile și inimile noastre, Doamne. Doamne. Haidem, până la Dunăre mai avem puțin. Se vede castelul Hunedoare. Măria sa Iancu l-a rânduit bine. Nu cred să-l poată cuceri cineva vreodată. Stroie, Vlad nu e cam supărat ca să meargă acum la Corvină? Ce are de gât? E, dacă aș ști, ți-aș zice ție primul, fratele. Știi ce-mi zise mai de unezi? Auzi, cât îl bate pe turc, nu-i fac nimic. De parcă un singur om sau noi patru am putea să-i facem ceva lui Corvin. Sunt ani de zile de când trimit turcii oști întregi și ucigași ascunși să-l mierlească și, după cum vezi, nu e mort deloc. Da, Corvin e fioros ca un zmeu. Nimeni nu se poate uita în ochii. Pe la cursile europene, sorii fac rămășacuri, dar niciunul nu a reușit să-l privească în ochi până acum. Iar când e supărat, capul ți se pleacă singur în jos. Să ne oprim o clipă, domnilor, să ne scuturăm de praful drumului și să ne aranjăm veșmintele. Nu se cade să ne înfățișăm așa la curtea unui mare stăpânitor. Vlade, poate că nu e bine să... Nu te îngrijora, mic meu. Bine. Nu am venit să mă răzbun. Dacă voivodul Corvin l-a ucis pe tata, nu știu. Și nu cred nimic. Dar ura trebuie să se oprească undeva. Eu nu vreau să o duc mai departe. Dacă o vrea să mergem amândoi peste turci, asta să fie plata lui și am să-i o cer chiar astăzi. Dacă o vrea să ne închidă sau să ne piardă, atunci să-l ferească Dumnezeu pe el și pe toți din preajma lui. Hai, hai la el. E fioros rău, uite-l cum a pornit în drum. Hai repede, repede, hai repede. Hai el. Ați părut! Arcaș, pregătiți-vă! Nu trageți, voinicilor! Lăsați arcurile jos, venim în pace! Eu sunt voivodul Transilvaniei. Iancu Corvin, stăpânul acestui castel. Cine sunteți și de ce ați venit așa? Sunt Vlad Drăcule al Valahiei. Am bătut cale lungă să vorbesc cu măria ta. Vlad al Valahiei? Te știam prins de turci. Am scăpat. O să avem timp și de povestea asta. Acum, spune-mi, măria ta, tu ai pus de la omorât pe tatăl meu, voivodul Valahiei? Dacă aș... Spune-mi! Nu, nu eu. Vino înăuntru, avem de vorbit. Binevoiește a primi invitația noastră la castel. Nădăjduiesc să petrecem multe ceasuri împreună. Domniile voastre, puteți merge. Nu, poftesc să vorbesc singur cu prințul Vlad. Bine. Am spus că poftesc să vorbesc singur cu prințul Valahiei. Măria ta, domnii aici de față sunt cavalerii Ler, Mihnea și Istroie. Ei nu primesc porunci decât de la prințul sau voievodul Valahiei. Înțeleg. Am auzit multe lucruri frumoase despre domniile voastre. Dacă jumătate din ele sunt adevărate, atunci meritați toată cinstea noastră. Trebuia să-mi dau seama că sunteți voi. Doar cu așa ajutor putea ajunge prințul Vlad de la Edirne la Hunedoara. Prințul Vlad putea ajunge și pe lună, măria ta, dacă așa era voia, cu sau fără noi. Acum, permiteți-ne să ne retragem. Ale cui au fost oștile care l-au ajuns pe părintele meu, măria sa Vlad, la Bălteni? Ale mele. Dar au fost cumpărate de boierii Munten potrivnici tatălui tău. Îi trimisesem în Valahia pentru a-l convinge pe Vlad, voievod, să vină cu noi din nou la luptă. Începuse să șovăie, pentru că voi erați prinși la turci și pentru că nu mai credea în ajutorul meu. Să-mi spui, Doamne, cine-i conducea pe oștenii măriei tale și care au fost legăturile lor în Valahia? De trădătorii mei am avut eu grijă. Sunt morți cu toții. Împreună vom merge și te vom sui pe tronul tatălui tău când va fi timpul. Astăzi! Astăzi e timpul, măria ta, și încă e târziu. Țara se duce de râpă și dănești o vând turcilor. Când va veni vremea, Vlade? Când vom ști cine-i lângă noi și cine nu? Când... Țara e lângă mine și eu am să fiu lângă ea. Asta ajunge.
Țara Valahiei, țara tatălui meu pe care eu o am în grijă în fiecare clipă. Pământul meu care trebuie curățat și grijit. Și ce e de fapt Valahia, Vlade? O țară mică, pusă de Dumnezeu în bătaia vânturilor. De ce să nu trăiești aici sau în altă parte, fără teamă și în cinstea pe care o meriți? Valahia e inima din noi, Corvine. E cea din tâi și cea mai de seamă datoria fiecăruia, de la cel din urmă o pincar până la mine. Pământul bun și oamenii care știu din neam în neam că în fața morții un bărbat trebuie să râdă. Oamenii cu care eu am să stau zid și cu care am să zdrobesc orice armată și orice vifor de oriunde va vi să vină. Asta e Valahia, visul meu cel mare. Te-a prins repede, Vlade. Te-a prins cu totul și mi-ești drag pentru asta. Dar trebuie să înveți să nu arzi în focul tău și pe cei care stau aproape. Să nu le ceri să fie ca tine. Pentru că n-au să poată. Am să-ți dau un corp de oaste. Și nu oricare, ci pe acela care ocrotește granița de sud a Transilvaniei, partea dinspre Valahia. Marieta, știi ce faci? Eu am să-mi țin făgăduiala, Vlade. Chiar mâine în zori am să te prezint armatei din sud. Dar și tu trebuie să-mi promiți ceva. Promitem că nu ai să folosești soldații mei, asupra cărora o să ai putere aproape de plină, pentru a năvăli în Valahia și a-l alunga pe Dan Vladislav. Maria ta, omul trebuie să-și țină prima făgăduială. Eu n-am cum. Nu pot să am două. Și cuvântul și inima mea sunt ale Valahiei. Acum și întotdeauna. Maria ta. Mm-hmm. Să vină la mine șeful gărzilor. Farcaș. Aici, Maria ta. Da. Ce ai de zâmbești așa, fura până la urechi? De bucurie, omule, de bucurie. Mai știi ce-ți spuneam? Că nu mai văd să vină cineva care să lupte după mine și să creadă ca noi că turcul poate fi bătut. Un om care să poată strânge lângă el un neam întreg și chiar pe cele din jur. Și a venit, a venit, Farcaș, a venit. A venit. E întocmai așa cum trebuie să fie. Hăituit, drept, blând, nu știe să mintă și încă de mic e mai bun luptător decât toți regii sau soldații pe care i-am văzut, Farcaș. A venit. Prea bine, Maria ta. Mihnea, Stroie, le, merge la casă. Luați-vă caie și urmați-vă. Bine. No, bă, fraților, bine ar fi fost ca Vlad să se înțeleagă cu Maria sa, Iancu. Străjeri! Deschideți poarta și coborâți podul. Rostul nostru aici s-a încheiat. Vlad, Maria ta, oprește-te, uite, văd că Maria sa, Iancu, vrea să-ți mai spună o vorbă. Vremea vorbelor s-a dus, Stroie. Haide. Dacă Vlad Basarab, prințul Valahiei și generalul armatelor noastre din sud a ordonat, se cuvine să-l ascultați! Și dacă nu i-ați recunoscut, cavalerii de lângă dânsul sunt Ler, Mihnea și Stroie. Cavalerii valași sunt aici, cavalerii lui Drăculea! Maria ta, se întorc cavalerii valași de la Constantinopole. Trimite-ți-i direct la mine. Îngrijiți-le caii și aduceți bucate aici. Trebuie să fie tare osteniți. Bun găsit, Marieta. A trecut aproape jumătate de ani de când nu te-am văzut. Avem vești proaste. Constantinopolul a căzut sub turci. Știm, prințe. A căzut mai întâi sub dezbinarea principilor greci și a Europei creștine. Eu și cavalerii mei am luptat cât s-a putut lupta. Apoi ne-am tăiat drum cu sabia afară din cetate. Rostul nostru nu a fost să murim acolo, ci să înțelegem cum se luptă turcul. Așa e, Vlade. Noi trebuie să ne pregătim pentru ziua înfricoșată, când Mahomet va cuteza și peste orașele noastre. Aici?
nu o să izbândească în veci. Ați ajuns la timp, prințe. Nobilii Transilvaniei se pregătesc și ei de război. În joacă. Astăzi a organizat turnir cavaleresc ca să-și arate vitejia domnițelor. Haidem să vedem, apoi o să avem sfat de taină doar noi doi. Cinstitul castelan de Oradea, Contele Erdei, este campionul nostru de astăzi. Nimeni nu i-a stat în față la nicio armă. Să-l aplaudăm și să-l cinstim ca pe un mare viteaz. Vă mulțumesc, frumoase domnițe și vitej domn. Ce bucurie! Văd lângă Maria Sacorvin pe prințul valahilor Vlad Basarab. Sper ca oaspetele nostru să ne facă onoarea de a ne întâlni în arenă înainte de a se încheia întrecerile. Vă mulțumim, conte, dar nu poftim a ne juca de-a războiul. Vă așteptăm însă lângă noi, când turcii vor vrea să răzbească în Valahia. Cu așa, prință, da. Se prea poate ca turcii să se facă stăpân dincolo de munți cât de curând. Nu, frate Mihnea, ce ne face? Uite, Vlad a prins, a zâmbit frumos și liniștit, cum face doar atunci când nu mai are îndurare pentru cel ce l-a supărat. Dacă l-o omoră pe fandășitul ăsta, am sfecrit-o. Nu mai pupăm noi aliați. Lasă-mă pe mine. Dacă preaviteazul conte mă va accepta, am să fiu eu adversar astăzi. Se cade ca un prinț să se întreacă doar cu cei de rangul său. Taci, argatule! Prințul tău să dovedească prin vitejie că e vrednic de cinstirea ce i-o dați. Acum. Dacă Vlad nu-l betejește sau nu-l prăpădește de-a binelea pe nătărău, mare minune. Văd că și Corvin e îngrijorat. Vlad, să nu-l omori! Măria ta, ești voievodul Transilvaniei, stăpânul castelului și gazda mea. Am să-ți ascult porunc. Văd că prințul vostru a sărit sprinte în arena. Dar ați uitat armele, prințe. Aduceți-i sabia și scutul, argaților. Băi, veziți de treabă și apără-te cum îi putea. Chiar crezi că Maria sa, Vlad Basarab, are nevoie de arme? Ora e cam tras la băsea, ori ești într-o ureche. Obraznicilor, e bine, dacă Basarab vrea o lecție, am să-i o dau. Apoi am o răfuială cu tine, fiu de cioban. Cu mine? Parcă Stroie te cheamă, nu? Da, te aștept, domnule, te aștept, auzi, dar mi-e tare teamă că o să am cam multișor de așteptat să spui. Hai că ați reușit să mă distrați, valahilor. Poate că nu am să vă pedepsesc așa de rău cum hotărâsem la început. Domnule, învață să cinstești cum se cuvine un os de Basarab. Dacă ai inimă, lasă vorba și luptă. Dacă nu, pleacă acum, cât mai ești întreg. Să înceapă lupta! Am de apără și păziști. Ce s-a întâmplat că nu am văzut? Până să mă dumiresc, am văzut pe ăsta, pe Erdei, fărâmat pe jos, fără suflare. Uite, drăculea s-a repezit la el fără să se gândească la apărare. Deci nu purta nici scut, nici arme. I-a trântit un pumn ca un ciocan în cap, de-a îndoit coiful și până să cade, i-a repezit și un picior în ăsta, acolo, în vintre. Mare minune dacă scapă cu viață contele. Contele va trăi, nu te teme, Maria ta. Și poate data viitoare își va alege mai cu înțelepciune adversarul și cuvintele. Să vină felcerul meu, să vadă de conte. Eu și Vlad al Valahiei ne retragem. Continuați în trecere. Veseliți-vă! Să-mi fie cu iertare, Maria ta. L-am izbit cam rău. Dacă nu lua în râs numele Valahiei, poate că-l ierta. Hai să intrăm, Vlad, hai să intrăm. Poftesc a vorbi doar cu tine. Că despre Erdei, lasă-l în plata Domnului, a găsit ce a căutat. Noi doi însă avem de vorbit despre războaiele cele adevărate. Avem veste sigură că Mahomed s-a pornit către Belgrad. Dacă va fi să cadă cetatea asta sârbească, drumul păgânilor spre inima Europei se deschide larg. Când vei porunci oastea din sud, va fi gata de luptă. Eu și cavalerii mei putem să plecăm chiar acum. Nu, Vlad. Tu nu ai să mergi. Iar eu nu am să mă mai întorc. Nu înțeleg, doamne. Dacă turcii trec de noi la Belgrad, se vor repezi încoace.
tu să păzești hotarul nostru din sud. Și când vei auzi că am murit, abia atunci să mergi la Târgoviște. Ei, au să treacă mulți ani până să aud asta. Eu am să fiu acasă mult înainte ca voi să vă odihniți de-a dreapta Sfântului Petru. Știu ce zic, Vlade. De când tot trăiesc în preajma morții, am deprins a vorbi cu ea. Corbul meu care îmi dă de știre ori de câte ori ceva se întâmplă, s-a pogorât din văzduh și s-a așezat lângă mine ca un om. Apoi a prins am vorbi, fără vorbe, cum face dintotdeauna. Mai rapdă o slujbă, Iancule, și apoi o fi gata și pentru noi. Ne ajunge. Măria ta, poate ai visat. Și mie îmi dă târcoale moartea despletită, dar o sudui și o zgornesc la alții mai slabi. N-am visat nimic, a fost aievea. Apoi am aflat că Mahmud strânge oaste ca să vină spre Belgrad. Așa am știut iar că a grăit adevărat, corbul meu. Am să merg la Belgrad și am să-l opresc pe turc. Iar eu ar trebui să merg să iau tronul Valahiei și mai apoi să-l punem domn la Suceava pe Ștefan Mușat. Peste noi trei și țările noastre nu va putea răzbi niciun rege și niciun sultan în vecii vecilor. Tu și Ștefan trebuie să vă uniți și să vă aveți ca frații în continuare. Eu mai am o singură slujbă de înfăptuit pentru creștinătate. Apoi, timpul meu s-a scurs. Prințe Vlad, sosește Sol Ungur de la Corvin. Am veste pentru Vlad Basarab al Valahiei. Stroie! Da? Lasă-l să treacă. Bine. Ce vești ai, omule? Măria ta, Mahomed a fost alungat de la porțile Belgradului, dar... Ce e, omule? Ce te-ai înnegurat așa? Măria sa, Iancu... Soldați! Soldați! Îngenunchiați și descoperiți-vă. Marele apărător al creștinilor s-a stins. Iancu de Hunedoara nu mai este. Cavaleri, la mine. Aici suntem, doamne. Pregătiți armia. Pornim spre Valahia. Frate Stroie, 2 săptămâni de-a rândul am așteptat în spatele munților să trecem în Valahia. Acum Vlad nu a zis nimic. A ieșit în marginea taberei și a stat înlemnit în rugăciunea lui un ceas întreg. Avea inima ruptă pentru cel mai mare apărător al creștinătății și n-a mai suferit nicio clipă să nu pornească spre Târgoviște și să ducă mai departe legământul lui Corvin, acela de a ține neamul nostru și pe cele din jur în libertate și în credința noastră creștină. Știi, dar da, domnul, să nu ne izbim cu oștirea lui Vladislav. Adică să nu luptăm cu ai noștri. Mihnea, nimeni să nu se atingă de nicio casă de român. Dacă Vladislav ne iese în drum cu oștile sale, să încercați să-l doboriți primul. Fără el, oștenii vor înceta lupta. Nu vreau a mă război cu bărbații care mâine vor lupta pentru mine. Tocmai asta nu am vrut, frate Ler. Vladislav, cel care încă se mai crede voievod, ne-a ieșit înainte cu armata. Merg eu la el cu solie. Poate îl înduplec să nu lupte. Mergi, dar pierzi vremea degeaba. Vladislav nu e laș, o să se bată. Vlad, prințul Valahiei, vă trimite multă sănătate și fericire Măriei tale și tuturor oamenilor din Valahia. Eu, Vladislav, din neamul marelui Dan voievodei, mulțumim. Dar pentru atâta lucru a venit oare cu oștenii spre Târgoviște? Nu. Nu a sosit vremea ca Vlad să urce pe tronul tatălui său spre binele Valahiei. Pe domnia ta te încredințează că poți rămâne la curte dinpreună cu oamenii voștri în cinste și onoruri boierești, cum se cuvine. Spune-i prințului tău, Pribeag, că locul lui nu e la Târgoviște și că, dacă face cale întoarsă, nu vom vărsa fără de rost sânge creștinesc și nu vom primejdui
țara acum, când turcul e atât de aproape. Înălțimea ta, dacă mă întorc cu așa răspuns, pace nu mai poate fi. Înțeleg, înțeleg. Vlad crede sincer că împăcările mele cu turcii, tributul pe care îl plătesc, sunt trădări plecate din slăbiciune. O să vedeți cu toții că e mai bine să păstrezi o pace ascultătoare față de turc decât să duci un război scurt și viteaz, din care bine nu putem ieși. Da, da. Și eu înțeleg să vă respect hotărârea. Mi-ar fi plăcut totuși ca astăzi să fi judecat altfel. Știu, știu, știu răspunsul lui Vladislav. Ne batem. Pe Vladislav să-l doboreți primul. Fără el, soldații nu vor mai lupta. Ieri, dracule! Du-te-n pământ lângă... Vladislav, ar fi trebuit să înveți să te lupți mai strașnic sau să te ții departe. Trecule, l-a omorât pe Vladislav! S-a spintecat într-o singură mișcare! Ne-a spus dracului! De cavalerii lui, suntem frânt! Oșteni ai Valahiei! Ridicați-vă! De azi înainte, nici când nu vreau a vă mai vedea cu genunchiul plecat. Vladislav a fost un domn bun, dar slab. Știu că a vrut binele țării, dar nu s-a arătat destul de aprig pentru vremurile acestea negre. Eu, Vlad Basarab, mare voievod și domn, stăpân a toată țara Valahiei, al Almașului și al Făgărașului, vă cer vouă puterea cea adevărată a țării, să stați lângă mine și împreună să izbăvim Valahia de toate nedreptățile și primejdiile. Fiți lângă mine, dragii mei, și eu voi fi lângă voi atâta timp cât Dumnezeu mă va ține în viață. Trăiască, Vlad Voievod, stăpânul țării Românești! Trăiască, Vlad Voievod, stăpânul țării Românești! Acum să mergem la Târgoviște. Sunt multe de făcut. Frateler, iată și cetatea Târgoviștei. Văd că târgoviștenii s-au strâns deja în fața palatului. S-au strâns ei, s-au strâns, dar boierii tării, Doamne, se arată cam neguroși. O să le treacă repede. Ziua bună, Valah! Ziua bună, boieri dumneavoastră! Să trăiești, Maria ta! Boier Arvinte, mucosul ăsta se și crede domn. Și după cum văd, pune mai mult preț pe prostime decât pe noi. Pe țărani a salutat primii. Așa e, boier Albule. Nu o să facă el mulți pureci la Târgoviște. Cred că nici nu urcă pe tron. Da, nu e bun de nimic. Dacă nu i-ar fi avut pe cavaleri lângă el, ar fi fost mort de mult. Ba, s-a auzit că ar fi învățat să lupte și că a făcut minuni de vitejie cât timp a fost închis la turci, iar mai apoi la Constantinopol și în Transilvania. Prostii Arvinte, uite-l că ne poftește înăuntru. Hai să vedem ce vrea și să scăpăm de el cât mai repede. Bun venit, boieri dumneavoastră! Să trăiești, Maria ta! Vă văd aici pe toți boierii țării, așa cum se cuvine. Asta e bine. Avem sfat mare cu toții astăzi. Bine ai venit, prințe Vlad! Prinț? Prinț, boier Albule? Păi doar nu te crezi voivod. Doar pentru că prostimea te-a numit voivod,
nu înseamnă că și ești domnul țării. Domnia ta ar trebui să știi că nimeni nu poate fi voivod fără a fi ales de sfatul țării. Ca tine mai sunt și alții. Dar pe voi cine vă ridică în ranguri, boier dumneavoastră? Voievozii dinainte? Așa, așa, așa. Vezi că știi, Vlade. Domnia ta, Albule, câți voievozi ai prins? Și cine te-a ridicat în sfatul țării? Eu am prins 7 voivozi și sper să mai prind câțiva. Dar tu, boier Arvinte... E, cine să le mai țină socoteala? Că iute se mai schimbă. Așa e, iute se mai schimbă. Fraților, țineți mâna pe săbii. Vlad iar a prins, a zâmbit cu minte, așa cum face el la ceas de furie cumplită. Adevărat, și natarea ăștia al cred slab, să fim cu băgare de seamă. Cine-i numește pe voievozi, boier dumneavoastră? Și cine-i schimbă? Eu nu am cunoștință de vreun voievod care să fi plecat de bunăvoie până acum. E treaba lor, ce-mi pasă mie. Sunteți 23 în sfatul țării. Câți aveți dregătorii? Doar 14. Câți țineți oști pe moșiile voastre? Toți! De câte ori v-ați împărțit în tabere și v-ați luptat precum chiorii pentru ca un voievod sau altul să cârmuiască Valahia? V-ați gândit că atunci puneați frații și cumnații din sate vecine să se lupte între ei? Ia mai termină cu dăscălea! Îți crăp capul! Oh! Oh! Câine albit în trădări! De ce vorbești, vierme, odată cu mine? Ia spune, Albule, de ce crezi că un câine ca tine, îmbătrânit în uneltiri și trădări, are drepturi peste nepotul marelui Mircea și fiul Măriei sale, Vlad Dracul? Ai fost tu cu ei la Rovine să stai drept în fața turcului? Sau la Varna? Sau la Giurgiu? Iertare, Măria ta, lasă-l acum că e ca și dus dintre cei vii. Nu am să vă judec azi, la începutul domniei mele, pentru ce ați făcut în trecut. O să fie timp pentru asta. Sau poate că am să vă iert pe toți, dar să țineți minte. De azi aveți un voievod nou și vă întoarceți la legea străbună. Să nu mai aud de valahi care se luptă cu alți valahi, de sate și orașe sărace, de oameni leneși și de hoți. Îngăduie, Măria ta, să vorbesc ca unul ce cunoaște bine țara valahii. Vorbește. Vorbește, paharnice, izvoream. Măria ta, ești tânăr și apric și mulți dintre noi ne bucurăm că avem iar în fruntea noastră un voievod dintre drăculești, apric și puternic. Dar cum voiești să stârpim noi hoția și cum să scăpăm țara de sărăcie? Dimpreună cu noi, paharnice. Dimpreună cu noi. Măria ta, am călătorit prin lume și eu la vremea mea, dar încă nu am pomenit țară fără hoți sau în care toate orașele și satele să fie bogate. Măria ta, țara e săracă. Unde vezi tu țară săracă, paharnice izvoranu? Măria ta, unde vezi tu țară săracă? Să nu mai aud asta. Să nu mai aud că avem oaste puțină. Avem pământuri bune și livezi lăsate în paragină. Avem râuri și păduri bogate. În ce e săracă Valahia? Ia spune, paharnice. În boieri și oameni care să facă treaba. Cine nu va voi să se înhame cu mine la munca cea de jos și de sus a țării, acela își va alege singur sfârșitul. Să pricepeți, boieri dumneavoastră, că omul, când are pentru ce lupta și când vede în fața sa pe capitanul sau boierul sau voievodul lui că luptă cu nădejde și mândrie, va lupta și el până dincolo de moarte. Abia atunci pe valahi nu o să-i mai poată învinge nimeni. Vlad, ți-s mânecele ude de lacrimi, ce ai? Hai, spune-mi mie. Nu degeaba plâng, Mihnă, nici de oboseală sau
Doamne ferește, de frică. M-a ajuns dorul de liniște, dorul de mama și de tata, de Mircea. Ei nu pot să-i mai întorc. De niciunul nu-i mai putem întoarce și mie mi-e inima frântă când îmi număr morții. Mulți, prea mulți și prea devreme. Așa e. Dacă ar mai fi vii, aș merge la ei ca la biserică. Iar pe Mălina... Mălina? Tu nu o cunoști. Hmm. Nu ți-am vorbit niciodată despre ea. Nu te mira, omule. Și să nu mă crezi slab. Nu de... Mălina? Cine este Mălina? Nu plâng de rău, Mihnea. M-a prins așa deodată dorul de ce bine mi-era cu ea. O știu de când lume. A crescut lângă noi aici, la Târgoviște. Tatăl său nu era boier. N-aveau ei prea multe, dar erau buni și cinstiți. Mălina, și unde e acum, Vlade, Mălina? Nu am vorbit de mult. Ei erau oameni de rând, iar noi... Dar să știi, cavalere, că inima mea a rămas mereu atârnată de zâmbetul ei frumos și de bunătatea ei. Vlade, rămâi și așteaptă-mă, să nu te culci! Intră, Mihnu! La ce mai bați? Doamne, eu vă las singuri, aveți multe să vă spuneți. Eu mă retrag în camera mea. Rămân... Stai, Mihnu, stai, Mihnu, pe cine ai adus? Doamne, nu-mi da mai mult decât pot duce. Fă să nu fie o fantasmă. Mălina? Da, Mălina. Da, domnul meu, da. Doamne, unde mi-a fost capul? Mălina, iartă-mă, bărbatul tău ce o să zică? Pentru ce l-am necinstit pe omul ăsta? Nu am bărbat, doamne, nu mi-a trebuit. Păi cum să nu-ți trebuiască? Așa e rânduiala, fiecare să fie la casa lui cu bărbatul sau cu soția sa și să-și crească pruncii creștinește. Da, eu nu am vrut să știu de altul, doamne. Omul tău s-a prăpădit în vreo luptă cu păgânii? Nu am fost soața nimănui. Eu nu am uitat anii noștri de demult. Mălina mea... Nu, nu, doamne, te rog, eu nu sunt țiitoarea nimănui, nici a lui Vodă. Și nu vreau să mă vadă oamenii ieșind din iatacul unui bărbat de care nu sunt legată prin sfânta cununie. Mă duc acum, doamne. Mă așteaptă taica. Hei, s-a trezit. Hai și noi, fratele Rai. Ai grijă, Stroie. Nu trebuie să-l pierdem din ochi nicio clipă. Încă are prea mult dușmani aici. Bună dimineața! Unde mergeți, fraților, cu noaptea în cap, așa? Bă, dacă nicăieri nu mergem, ne-am trezit și noi așa și am zis să luăm puțin aer. Dar uite ce potriveală, că să dăm peste măria ta. Da, chiar, ce potriveală, a? Dacă ar fi să te cred pe tine, Stroie, s-ar zice că nu am prea multă glagorie în cap. Doamne, dar de ce nu mă crezi, doamne? Te-am minciunit eu vreodată? Adică da, te-am minciunit. Nu, dar fă-te și domnia ta că mă crezi. Hai, te rog. Acum ia spune, unde mergem? Noi? A? Nu mergem nicăieri. Eu am de mers undeva. Doamne, încă nu e bine să mergi singur. Un cuțit mișelesc poate doborâ și pe cel mai viteaz dintre viteji. Ai dreptate, cavalere. Ai dreptate. Dar pe voi tot nu vă iau. Bună dimineața, Mărina. Bună dimineața, Măriata. Hei, să trăiești, Nea Petre. Mă mai cunoști? Doamne, Vodă e aici la mine. Te-aș recunoaște și după 1000 de ani, Măriata. Dar ce vânt te aduce la mine? La așa ceva nu m-aș fi așteptat, neam. Păi, dacă tot am zis că... Nea Petre, știi ce? Socot că e mai bine să... Măriata... Dacă nu ți-e cu supărare, mergi în grădină cu fata noastră. Liliaco a dat în floare și tare frumos acum.
Eu merg să mă gătesc puțin și apoi vin și eu. Măria ta, Măria ta. Aseară, abia după ce ai plecat, am știut că nu ai bărbat. Până să pleci, îți auzeam vorbele, dar mintea mea încă nu le putea pricepe, iar în toți anii ăștia de pribegie, te-am purtat mereu cu mine. De câte ori înduram răni grele sau mă bucuram de cine știe ce izbândă trecătoare, mă gândeam ce ai zice, ce ai face, dacă ai fi lângă mine. Iar când era mai greu, mi te închipuiam frumoasă și bucuroasă aici, la noi, la Târgoviște. Vedenia asta mi-a alungat tot răul din inimă și din oase. Nu mă mai chinui, Doamne. Ți-am mai spus. Nu o să fiu țiitoare nimănui. Nici a lui Vodă. Mai bine mă omor. Țiitoare? Ce tot voi? Vii cu mine la palat să-mi fii soață după lege? Cum? Bine, cum să nu vine? Stroie, Stroie, și aici m-ai urmat. Ce-am spus eu? Nu te-am urmat, Doamne, nu, porunca e poruncă, nu? Și atunci ce cauți taman aici și cățărat în copac? E ca un mure. M-a mințit mutul de ler că pomul ăsta face mure și am vrut să văd dacă e așa. Mai bine zic că mă păzești zi și noapte și nu e chip să scap de tine. În copac te-ai suit ca să mă vezi mai bine. Iar mure îți dau eu să-ți ajungă când îi pune mâna pe tine. Nu, gata, gata, am plecat. Murele să-i le dai lui Ler. Mi le aduce el acasă. Îți arde de șagă, Doamne. Chiar vrei să vin să-ți fiu soață după lege? Vreau. Dacă și tatăl tău îmi cuvințează, vreau. Aș vrea ca și Nea Petre să ne binecuvânteze, nu doar să se bucure că fata lui merge la palat. Atunci, hai să-l întrebăm, Maria ta. Nea Petre, eu... Am priceput deja, Doamne. Cred că aveți dreptate. Și un orb ar vedea dragostea mea pentru Mălina. Sunt ani de zile de când o aud pe fătuca asta, bolborosindu-și rugăciunile căzute în genunchi, în fața icoanei cele mari. În fiecare seară și în fiecare dimineață, negreșit numele tău se aude în ruga ei fierbinte, Doamne. Așa să fie. Și de ce nu ai zis nimic până acum, Mălina? Ce puteam să zic, Doamne? Tu ești... Iar eu... Da. Lasă că nici acum nu-i târziu! Stroie! Stroie! N-ai plecat? Mintea după mea erau câteva mure cu alea în vârful paltinului și am zis că e păcat să le las. Mălina, da. Ia dă-mi un bolovan să fac după de ziua aia, că altfel nu-i chip să scap de el. Am fugit, Maria ta, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Mălina, și ție, Nea Petre, Nea Petrică. Să trăiești. Fug, că altfel, uite, îi iau pe cocoașă să-ți fie. Să mă ierți, Maria ta, dar eu iar trebuie să plec. I-am promis vecinului că l-ajut la coasă. Ce scorneală! Parcă acum e vremea coasei. Lasă, nu e rău că am rămas singuri. Nu e rău, fiți pe pace, dragii mei, sunteți singuri cuc. Nu las pe nimeni să se apropie. Uite, pleacă, muștere, că te jupoi! Tot aici ești! Dar nu-l văd aici pe voievodul Drăculea? De ce îndârzie? Trufașule Hakan, dar sultanul vostru unde este? Doar el ar avea căderea să vorbească voievodului nostru. Pentru voi mă aflu aici eu, dinpreună cu boierii țării. Cum? Îndrăznești de-a crede că bietul vostru voievod se azamuiește cu sultanul nostru, stăpânul lumii? Fratele, lasă-mă să-l tai! De ce să suferim o cara? Stați, domnilor, să nu ne grăbim cu vărsarea de sânge. Preanăvalnicul meu, frate Hakan, a greșit! N-am greșit! Ba greșit!
Poate inimile noastre prea nerăbdătoare al vedea pe iubitul nostru Vlad Vodă ne-au făcut să vorbim necuvincios. Bine, 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 Catavolinos. Să înțeleg oare că-l rugați pe marele Vlad Vodă Basarab să vă asculte păsurile? Am să merg să văd dacă o vrea să vă primească astăzi. No! Hakan Bey, ține-ți firea. Mâine oricum îl omorâm pe drăculea. Să ne prefacem că-i arătăm mare cinste. Da, da, Catavolinos, trebuie să zgapam de el. Dracula a dus poporul ăsta îngăpățânat și vitiaz la ascultare. Ia. Din dragoste și mai ales din friga. Dar uite-l! Chiar până la urmă a venit! Bine ați venit la Târgoviște, domnilor! Bine te-am găsit în sănătate și belșug, măria ta! Țara Valahiei și cetatea Târgoviștei s-au transformat în adevărate tărâmuri ale bogăției! A zucat bine în acești ani! Văd, dragă Catavolinos, că nu ți-ai pierdut dulceața grană! Măria ta! În schimb, obosiți de drum lung, ați uitat cu toții să vă dezveliți capetele în fața voievodului Valahiei! Cam! Să nu ne aveai cu supărare! Turpanele noi nu le lepădăm decât în fața la slăvitul nostru sultan! Da! Nici când la gurdia ta sau altui creștin nu vom galga acest obicei. Nici când! Cinstit sol. Unde mi-a fost capul? Nu vreau să stârnesc mânia stăpânului lumii. Ei, am să fac chiar așa fel încât să întăresc acest obicei al vostru. Așa, voievodule. Ne bucurăm mult că Allah ți-a luminat mintea la timp. Nimeni nu se poate măsura astăzi cu noi. Ție însă, Mahomet, strălucitorul cuceritor al lumii întregi, îți arată mila și brățuire. Da. Am primit borunca. Știm tot, solule. Știm tot. În țara mea eu știu tot. Știm dinaintea voastră că Mahomet ne cere tributul pe care noi nu l-am încuvințat. Știm că vrea ca oștile sale să treacă nestingherite prin țara mea către Transilvania. Știm. Și mai știm că a avut nechipzuința să ne ceară 100 de copii pentru oastea lui de inicieri. Știm. Iha, de unde a aflat puiul de drac toate astea? Pe semne are iscoade la poarta fericirii. Să nu ne pierdem gumbătul. Încă nu suntem pierduți. Tuturor le este frigă de forța imperiului nostru. Drăgulea o să se dea pe prazna. Dar peste toate mai știm ceva. Nechipzuiților ce ați îndrăznit a veni în țara mea cu fala voastră de șartă. Mai știm că în toată Valahia nu se află o singură mamă care nu e gata să plătească cu viața ei bucuria din ochii pruncilor. Că oricât ai căuta, nu întâlnești un singur tată gata să-și lase ogorul și să se bejenească pe alte pământuri. Am răbdat ce a fost de răbdat, întorcând și obrazul celălalt, așa cum ne învață preacuratul. Dar cu jivinele care îți vor copii, cu balaurii care te vor în lanțuri, ce să faci? Eu, Vlad Basarab, voievod, nepotul marelui Mircea și fiul lui Vlad Bătrânul, v-am condamnat la moarte. Pe toți! Pe toți! V-ați ars, frumoșilor, v-ați ars! O să aflați chiar astăzi cât de pricepute sunt discoadele noastre la Stambul și cât de tare arde furia lui Vodă. Oh, Doamne, Doamne! Mi s-a întunecat mintea pentru clipă. Nedăjuiesc, învățatule Catavolinos, că nu îl vei supăra pe sultan povestindu-i rătăcirea mea. Cum spuneam, voi întări obiceiul vostru de a nu vă lepăda turbanele. În sfârșit ceva vorbe înțelepte. Obiceiul ăsta va fi în curând și al vostru, așa cum pământul vechii Dacii va fi al sultanului. Și ia zi-mi, cum te-ai gândit să cinstești obiceiul nostru? Ia, zi. Ler, doamne!
Aduceți cuie și ciocan. Să le bateți acestor obraznici cuie prin turbanele lor dichisite. Să le stea în cap pentru vecie și să știe că în Valahia nimeni nu rânduiește țara sau obiceiurile ei în afară de valah și de voievodul lor. Hakan, să-i bateți cuie mai mici. Să trăiască și să spună stăpânului său că la Târgoviște ei nu vor domni niciodată. Îndepliniți porunca și pregătiți-vă de război. Nu! 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 Maria ta, lupta de la Dunăre a fost scurtă, așa cum ai poruncit. 1000 de păgâni și-au lăsat oasele în lutul sfânt al fluviului nostru. Păi bine, e bine, spătare, că nu putea fi altfel. Sunt prea mulți ca să-i înfruntăm în câmp deschis acum. Încă sunt speriați. Vor înainta cu mare fereală. Vor înainta, dar îi așteptăm noi. Avem totul pregătit pentru ei, Maria ta. Satele și grânele le-am ars în calea păgânilor. Cu inima din piept odată le-am ars. Dar scump o să mai plătească mahometii ăștia pentru stricăciunea asta. Urgia războiului a început a se târâ ca un șarpe veninos în sus, către Târgoviște. Am văzut muntenii noștri cu ochii lăcrimând, nu de frică sau de ciudă, ci de mila pământului pârjolit și a dobitoacelor chinuite și bribegite de-a valma către munte. Ei au să lupte pentru cei al lor din moși trămoși și amarnic au să mai răzbune nedreptatea asta. Spătare Gazan, da. Mahomed înaintează de 3 zile prin drumurile pârjolite ale valahiei noastre. De acum li s-a terminat și hrana și apa. Vor încerca să apuce către păduri. Gata sunt capcalele noastre din Codri. De o lună sunt gata, doamne. Turcii au îndrăznit deja, dar din pădurile noastre nu a ieșit niciunul viu. O să izbim în fiecare zi și în fiecare noapte. Somnul să nu le fie somn și de frică nici să nu poate mânca. Da. Așa e, Maria ta. M-am strecurat în tabăra lor și i-am văzut. Nu au dormit de când au trecut Dunăre. Asta e bine, înseamnă că sunt slăiți. La noapte o să înnopteze departe de pădure. Sunt viteji în luptă, dar fricoși ca niște babe când vine vorba de duhuri și stihii. Stroie, da? Ce l-ai pregătit? Păi să vezi, doamne, că nu singur am să-i înspăimânt la noapte. Am adus cai mai nevolnici, purcei, capre, oi, gâște și găini am adus. Ce faci cu ele, nebunule? Dar ce nu zic că ești urât? Uite, dar lui Vodă Musa să-i povestesc. Vedeți și omoioagile alea de paie de acolo? Alea legate cu sfor lungi? E, de cum se lasă întunericul, le leg de cozile cailor și ale căprițelor și le aprind. Bietele dobitoace vor apuca a seri în toate părțile și a striga de spaimă. Nu te-ai gândit rău, mă, pe cală. De jos, din urdialaiul lui Mahomed, păgânii nu vor vedea decât bile mari de foc cum aleargă pe dealuri și vor auzi strigătele dobitoacelor. Bă, de, și stai să vezi că am luat 300 de oșteni mari la glas și am învățat să strige ulum, 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 adică moarte pe galaiul turcilor, știi? Păi atunci ar cam fi timpul să te pregătești. Da, da, ulum, ulum. Soarele a început să coboare spre dimineață când vor fi mai obosiți. Eu și Ler mergem peste ei. Stăm puțin așa, cât să hăcuim 200-300 de oșteni și pe urmă ne întoarcem. Frate Ahmed, ce să fie asta? S-au deschis porțile iadului. Spirite de foc se joacă cu sufletele noastre. Așa e. Eu fug, frate Mustafa, eu fug. O iau înapoi spre Dunăre. Nu fugi, nebunule. Furia sultanului te va ajunge și te va pierde. Oriunde te vei ascunde. Mai bine așa decât să ard în focurile lui Drăculea. Uite că și alții fug. Rămâi cu mine, Mustafa. Allah să vă aibă în bază în ținuturile astea de zboare. Fugiți, fugiți. Drăcule, ne închide sufletele! Să fugim către Dunăre! Allah să ne scape! Spahii au căzut cu toții sub sărbile valatilor! Fugiți! Allah să ne scape! Frate Ler, se împlinește o lună de când Mahomed a intrat în Valahia. E slăbit? Și credința oștenilor săi se clatină strașnic sub loviturile noastre.
Îi vom învinge, Maria ta. A sosit sorocul pentru încercarea noastră cea mare. Dacă izbândim acum, Valahia e ca și scăpată. Nu putem da greș, doamne. Nu avem voie să șovăim sau să greșim. Stroie. Da. Să ai grijă de calul meu și să mi-l aduci la noapte în tabăra lui Mehmet. De ce vorbești acolo, doamne? Mai avem un ceas, două, până se lasă întunericul de tot. Eu am să mă strecor primul în ordialaiul turcilor ca să mă pot apropia de sultan și să-l tai. Când va veni vremea, veți da și voi năvală și îi stârpim până la unul. Să nu șovăiți. Să nu fii supărat, Mihnu, nu fii supărat. Vlad nu ți-a spus pentru că știa că n-ai să-l lași singur. Dar nici eu nu i-am spus că la noapte am să ajung lângă Mahomed înaintea lui. Doar nu să-l scap pe vodă din ochi la așa încercare. Ei, vin și eu, Stroie, să nu ne afle că se supără, știi? Leu, frate Mihnu, dacă ne află ăștia că suntem în tabăra lor, ne belesc ca pe oi și ne fac coșoace. Peste poate, Stroie, sunt straiele astea anatoliene și așa boiți pe față nu ne cunoaște nici Vlad. Așa, băi, mă mai liniști puțin. Da, să știi că tu poți să stai fără griji. Nu te face nimeni cu joc pe tine. Ai pielea rea și peticită de nu scot nici măcar de o cărciulă mai de doamne ajută. Ea mai taci, moară stricată ce mești. Ia uite-l și pe Vlad că se apropie de curtul sultanului. Hai după el. Unde mergi, cinstite negustor? Sunt un biet vânzător de apă, un fricoșat. Mă gândeam să merg la spahii ăștia falnici, să le dau câte o pungă cu aur, să mă aibă în pază prin tărâmul blestemat al balahilor. Păi de ce nu zici așa, dumneavoastră? Îți dau eu o floare de spin pisată, care frecată pe trup te ferește de lovituri de atagan și te ajută să te întorci la ai noștri teafăr. Da, asta după ce vei fi împlinit lucrarea pentru care ai venit. Ce? Și lasă mâna de pe hanger că nu a sosit timpul lui. Stroie, tu ești? Hmm? De ce ți-am poruncit eu să nu vii după mine? Păi te-am ascultat întocmai, doamne. Eu am venit după slutul ăsta de Mihnea, nu după tine. Păi el zărcesc, el a venit după domnia ta. Pau, ce urât mai ești. Dar urât ești, frate. Să nu te recunosc. S-a schimbat straja la cortul sultanului. Hai, hai și noi. Unde mergeți? Unde mergeți, drept fernicioșilor? Nu știți că aveți poruncă să stați la corturile voastre? Noi, străjerii, avem poruncă să nu vă lăsăm să umblați noaptea. Știm, viteazule străjeri, dar am zis să venim la voi, cei mai pricepuți dintre soldații semilunii, să vă dăm pungile astea cu aur. Ce? Poate v-ați griji și de noi în zilele ce vin și ne-ați scoate vii din Valahia. Da, bine. Dă-ne încoace! Hai, cioasă-vă pe lângă noi! Hai! Oh! Stroie, Mihnea, rămâneți afară să nu vadă turcii că i-am omorât pe pasnicii cortului. Eu merg înăuntru să-l tai pe sultan. Când vor vedea cortul în flăcări, oștenii noștri vor năvăli în tabără și să-i prăpătim pe toți. Hai! Gata, fraților, s-a isprăvit. Mahomet e mort. Acum haideți că mai avem de rărit din ligioanele astea. Valahi! Sunt în tabără! Au ucis pe sultan! Suntem pierduți! Fugi! Sultanul e mort! Au venit zorile, frate Mihnu. Hai să ieșim din tabără. Fără semn și celorlalți. Haide! Oștenii noștri au început a-și simți mâinile grele de atâta tăiat în păgânime. Dar eu nu mai pot. Se luminează de-a binele, dragii mei. Abia acum putem vedea pe de-a întregul paguba că ce-am făcut-o lui Mahomet. Maria ta, eu socot că au pierit cam la 100.000 de păgâni. Păcat de sufletele lor. Dar așa vor pieri toți ce vor îndrăzni asupra noastră. Restul ordiei se retrage în goană către Dunăre.
A dat Dumnezeu și am scăpat țara asta de pieire. O să ne luăm după ei și o să-i necăm pe toți în apa sfântă a Dunării. Nici Allah al lor nu-i mai scapă de mine acum. Iar de va fi să mor în încercarea asta. Eu, Vlad Basarab, prin mila lui Dumnezeu, mare voievod și domn al românilor, vă las vouă și valahiei întregi legământ de fier închegat cu pecete din sângele bunilor și străbunilor voștri. Jur și eu că așa cum astăzi am făcut scut din oasele și din vrerea mea împotriva păgânilor, tot așa am să rămân de veche aici, peste pământul vechii Dacii, până la sfârșitul timpului. Și de va fi să aud chemarea voastră la ceas de primejdie, am să mă fac iar voievod din vânt și din piatră și am să mă cobor între voi să stăm iarăși dinpreună la hotarul țării. Jur! Timpul lui și al nostru, aprins după aceea, a trece mestecat în copite și tăiat de oțelul cel rece al săbiilor. Au venit și au plecat de lângă noi viteji și nesăbuiți, martiri într-un Dumnezeu, într-o țară, vulturi și viermi. Doar el a rămas să înfrunte nedreptățile și veacurile, așa cum a fost scris. Străinii hăiniți care vroiau pieirea țării, văzând că nu-l pot învinge în luptă, au încercat să-i pângărească numele, să îl scalde în sânge nevinovat. Apoi s-au născocit tiparnița și poveștile negre cu demoni și vampiri, s-au răspândit peste oameni și popoare ca focul peste pădurea putredă. Pe Drăculea mi-l amintesc, cu trupul lui fioros și puternic ca al jivinelor pădurii, cu ochii săi ce ți intrau până în suflet, de unde îți alungau toată frica sau îndoială. Da, mi-l amintesc, cine să-l uite? Îl văd cum ridicat în șa, privea în depărtare la armea lui Mehmet și parcă îi aștepta. Parcă el hotărâse soarta dinainte, el cel singur și viteaz, cum n-a mai fost altul. Noi am luptat și atunci cu paloșele și săgețile noastre și om lupta și de acum înainte cu vorbe și adevăr pentru liniștea voievodului nostru. Asta să fie semnul nostru de mulțumire pentru viața și după viața lui Vlad Vodă Țepeș. Mulțumirea românilor pentru libertatea și numele copiilor noștri. Ați ascultat Viața și după viața lui Vlad Vodă Țepeș de Vasile Lupașc, spectacol radiofonic realizat cu sprijinul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița. Distribuția a fost următoarea: Ler, Mircea Albulescu; Stroie, Victore Bengiuc; Vlad, Marcel Iureș; Mihnea, Mihai Mălai Mare; Sache, Mircea Rusu; Corvin, Ștefan Velniciuc; Erdei, Mihai din Vale; Mălina, Irina Movilă; Boier Albu, Mihai Niculescu; Hakan Bey, Eugen Cristea; Catavolinos, Mircea Constantinescu; redactor, Domnica Țundrea; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; coloana sonoră și regia artistică,
Vasile Manta.